Stimați invitați, dragi colegi, am deosebită onoare de a marca prin cuvântul meu deschiderea oficială a conferinței Sindicatului Salariaților din Învățământul Turda. Acum 25 de ani, pe data de 2 aprilie 1990, se înregistra la Judecătoria Turda Sindicatul Învățământului Turda, organizație ce reprezintă mediul de sindicat la nivel județean, fiind din 1995 afiliat la Federația care astăzi poartă numele de Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret. Așadar, aniversăm în aceste zile un sfert de secol de activitate sindicală. Au fost în această perioadă și momente mai dificile, care ne-au întărit și ne-au făcut să mergem înainte. Dar unitatea a fost cuvântul de ordine care ne-a susținut la greu sau care ne-a venit în întâmpinare atunci când ne-a fost un pic mai bine. Urez bun venit oaspeților noștri, oaspeți care sunt de altfel, parteneri sociali implicați în bunul mers al sistemului de educație din România. Totodată, salut prezența liderilor noștri naționali din Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și a reprezentanților grupelor sindicale, oamenii alături de care am muncit umăr la umăr în ultimii 4 ani pentru ridicarea prestigiului sindicatului. Dialogul deschis între partenerii sociali, sindicate, inspectorat școlar județean, autorități locale și școli constituie o cerință obiectivă și poate deveni o realitate a dezvoltării sistemului nostru educațional. Consider că acest dialog a funcționat la parametri înalți în perioada mandatului nostru, iar relațiile pe care le-am construit cu aceste instituții și mai presus cu oamenii ce le reprezintă au fost foarte bune. Acum aș vrea să vă citesc refrenul imnului pe care l-a avut Federația Sindicatelor din Învățământ Spiru Haret, pentru că mie îmi spune foarte multe. Respectul, decența și lupta neîncetată, cultura, onoarea, al nostru decret, curajul de a face educația mai curată, suntem cu voi, profesori, suntem Spiru Haret. Vă mulțumesc pentru interesul arătat, în însăși prezența dumneavoastră aici și urez succes lucrărilor conferinței.